noi ne uităm ce se întâmplă în țara asta. Am trecut în vizită prin orașul nostru, am mers în regiunea dumneavoastră, în drumurile noastre, către Olanda, către Cluj, către Târgu Mureș și vezi cum arată și drumul, vezi cum arată și județul, vezi zona asta frumoasă. Și când am văzut cetatea, am zis, Doamne, o să putem noi să facem așa ceva? Neavând o sală, pentru că trebuie o scenă specială și așa, și aici a ieșit nebunia la care au... Nu nebunia, nu-mi permit. E bine, așa ne place. Știți, de pavilion transparent, să știți că pavilion transparent nu găsești în România. Nici înălțimea aceasta. Am găsit filmele care au venit cu soluții tehnice. Portul este adus din Germania, dar este luat de o firmă din București, care au venit cu tirurile arate în Cluj, că pe întâi n-aveau voie să circule tirurile. Deci fiecare echipă, echipa cu portul, echipa cu gradenele, cu scaunele, cu scena, cu echipamentele de lumini, exceptând echipa televiziunii, care o să vedeți, o desfășurare de forță extraordinară, fiecare a venit cu câte o soluție în a respecta un program tehnic. Știți că faci toată în teorie schema și programul tehnic, dar să respecti și am văzut, toată lumea și-a dorit lucrul ăsta, un pariu al fiecărei echipe ca să iasă bine. Nu ne permitem să venim în fața dumneavoastră și să nu iasă așa cum ne-am gândit. Ne dorim foarte mult ca să rămână în amintirea dumneavoastră și în amintirea noastră ca o gală extrem de importantă. Și să mai revenim peste 10 ani, peste 4 ani începeți construcția unui set de teatru și facem... La inaugurare facem gală, nu? Așa. Dacă inaugurați un spațiu cultural, facem o gală, așa, ne dăm 5 ani, 4 ani, zic, se termine și autostrada aceasta splendidă, care merge în paralel cu ea, să te duci. Exact. Dar să știți, și plecând de la asta, în fiecare gală anunțăm unde facem anul următor, fiind aici, la anul vom merge aproape de dumneavoastră, la Cluj, am fost invitați. Am știut, vă spun că suntem invitați, avem programul gală până în 2022. Pentru că orașele își dorește, de aceea prezența noastră alături de noi va fi extrem de importantă să marcăm evenimentul ca să se continue această invitație. Te simți foarte bine când ești invitat într-un oraș. Știți, te simți bine înseamnă că ești apreciat. Și noi ca instituție, Unitărul este o structură neguvernamentală, este o uniune de creatori. Noi suntem și funcționăm după legea ONG-urilor, funcționăm în 1990. Suntem o structură guvernamentală care în spate are 1800 de membri, individuali, actori, regizori, scenografi. Ne propunem la nivelul unui an să realizăm proiecte, ne bazăm pe parteneriate și vreau să vă spun că prezența președintelui Consiliului Județean nu este întâmplătoare, alături de acest program, prezența primarului dumneavoastră și în fiecare oraș unde mergem. Pentru că fără sponsor și fără finanțări nu poți să-ți faci evenimentul.